fiecare an, echipa Vieții Satului este prezentă la Târgul Indagra, organizat la Romexpo, considerat ca fiind cel mai mare din agricultura noastră. De fiecare dată ne este greu să alegem dintre sutele de expozanți, deoarece toți își așteaptă vizitatorii la standuri cu produse și servicii care mai de care mai ofertante, revoluționare și de interes public. Anul acesta ne-a atras atenția, printre mulți alții, un tânăr din Comuna Matca, județul Galați, al cărui stand era mereu aglomerat, produsele sale fiind destinate agriculturii ecologice. Ne-am convins încă o dată, dacă mai era nevoie, că fertilizanții bio și produsele biologice de combatere a bolilor și dăunătorilor devin din ce în ce mai căutate. Vă văd destul de tânăr, sunteți pentru prima oară la Indagra? Bună ziua, să rămână, da, este primul nostru an la Indagra. Aveți o poveste în spate, cât avem, de cât? Avem o poveste, da, fiind o companie tânără. Noi provenim din rândul legumicultorilor din Matca, cel puțin eu provin de acolo. Fiind de mic crescut între legume, mi-a plăcut să urmăresc acest domeniu. Am devenit distribuitor de produse pentru a crește plantele și a le dezvolta cât mai bine, că acesta este interesul comun al tuturor. De ce produse bio? Pentru că pământul nostru deja este foarte infectat de chimice, iar trendul venind din Europa de vest este de a avea produse bio. Plus că noi mai avem și alte probleme, în sensul că nu se mai respectă rotația culturii. Am adus din străinătate, pe lângă semințe, pe lângă răsaduri, și virus noi, și dăunători noi. Deci trebuie să ne schimbăm în totalitate mentalitatea. Și de aceea mă bucur că un tânăr ca dumneavoastră s-a gândit să aducă aceste produse bio în atenția producătorilor legumicultori. Într-adevăr, oamenii au ajuns să nu mai respecte absolut niciun dozaj din cele chimice. Din această cauză, prădătorii, virusii au dezvoltat o imunitate foarte mare la produsele chimice pe care le avem actuale pe piață. Deja absolut majoritatea produselor, nu absolut, majoritatea produselor nu mai au niciun efect asupra dăunătorilor. Avem și ultimul trend, tuta absolută, care este în toată România o problemă la care nu avem substanță să putem să o combatem. Doar, nu este soluția, așa doar niște prelungiri ale problemelor. Da. Iar produsele bio au un preț mult mai accesibil pentru fermieri și nu dăunează cu absolut nimic solului, vieții noastre pe care o avem pe în țara noastră, plantelor, să consumăm plante mult mai gustoase, mult mai sănătoase, mult chiar mai sănătoase, și viguroase. Că dacă până la urmă plantele pe care le producem, așa chiar este, dacă nu le consumăm noi, pentru că mulți fermieri nici nu le consumă după ce aplică tratamente chimice, le consumă alte persoane, tot români. Deci tot între noi, în țărișoara noastră mică, le consumăm. Din ce în ce mai mulți legumicultori vor să treacă de la agricultura convențională la cea ecologică. Alții o aplică încă mixt, deoarece conversia nu se face imediat, ci după un anumit interval de timp impus, pentru a se restabili echilibrul ecosistemului. Sau, pur și simplu, le este teamă, deoarece sunt obligați să respecte legislația în vigoare, care este destul de severă privind agricultura bio. Vestea bună este însă că, din ce în ce mai mulți cultivatori de legume sunt interesați de aceste produse. Nu întâmplător a crescut în ultima vreme și numărul distribuitorilor de fertilizanți biologici. Clima este alta, faptul că exportăm, importăm, circulăm dintr-o țară într-alta. De ce este important ca omul care se duce la piață și cumpără legume să știe că planta trebuie tratată și că un produs ecologic nu înseamnă neapărat un produs chimic?
Că mulți zic, păi cât de ecologic, că bunica, deci eu tot aud expresia asta, da. Bunica nu dădea cu nimic. Da, într-adevăr, când cultivau bunicii noștri, nu erau așa mulți dăunători și așa multe viroze. Oamenii ar trebui să știe, planta este ca și un copil pe care îl avem și trebuie întreținut și trebuie crescut. Trebuie dezvoltat. Ca să avem o plantă, o legumă dezvoltată cum trebuie, trebuie să punem anumiți nutrienți, ori de îmbunătățire al solului, ori virozele să le combatem bio, să nu punem chimic pe plantă, pentru că chiar dacă afectează și distrug dăunătorii, dar rămân pe plantă, e greu să mai scoatem chimicul din plantă, pentru că planta asimilează. În momentul în care noi îi dăm produse bio, planta asimilează bio, asimilează nutrienți biologici, nu chimici. De asemenea, cunoașterea pH-ului solului este de o importanță majoră pentru fermieri, deoarece aceștia trebuie să știe din timp ce cultură se potrivește cu solul pe care îl au. Majoritatea plantelor cultivate preferă soluri cu pH-ul neutru, slab acid sau slab alcalin, între 6,3-7,5. Cartoful secara sau ovăzul preferă terenurile acide, iar gutuiul și migdalul slab alcaline. Ameliorarea solului este necesară atât în agricultura biologică, cât și în cea convențională. Totodată, consumul elementelor nutritive de către plante depinde nemijlocit de pH. Calciul și magneziu sunt mai ușor de asimilat la un pH de 7-8,5, azotul la un pH de 6-6,8, fosforul la 6,5-7,5, potasiu la un pH mai mare de 6. Avem foarte multe produse pe bază de calciu. Avem pentru reglarea nivelului scăzut de bor din solul unde este pusă planta. Avem pe bază de mangan un produs, bază de zinc, avem produse, avem pe bază de magneziu, pe bază de potasiu. Toate sunt bio. Potasiu, să ajutăm planta să se coacă mai repede, dar bio, nu cum avem mulți obicei de a coace plantele acum. Acești biostimulatori, în cantități mici, accelerează procesele naturale de creștere și dezvoltare ale plantelor. Mulți dintre ei sunt pe bază de extracte de alge marine, de microorganisme, de aminoacizi, proteine sau diversi compuși organici. Cei care au venit la Indagra anul acesta, ce i-a interesat cel mai tare? Care au fost întrebările frecvente care ți s-au pus? Cele mai multe întrebări au fost despre aceste produse bio, pentru că oamenii au început să vadă acest trend și încearcă să găsească produse foarte bune pentru a face o cultură biologică. Majoritatea oamenilor deja în piețe întreabă dacă aveți roșii bio, aveți castraveți bio. Se spune că agricultura ecologică este doar un trend. Aș îndrăzni să spun mai mult. Ea este o necesitate astăzi. Începutul este promițător, dar deocamdată e mai mult la nivel de teorie. Dacă vom reuși să-l punem și în practică, nu avem decât de câștigat. Cu toții! Bună ziua și bine ne-am regăsit! Vă spuneam duminica trecută că este un an complicat. Ați văzut? Peste tot mișcări în diverse sectoare sociale, ale activității sociale, ale societății noastre. Ați văzut fermierii de toate mărimile, de la cei mai mici până la cei mai mari, pentru că sunt probleme în toate sectoarele. Pe noi acum ne interesează problemele din sectorul agricultură. Și am să pornesc de la o realitate. Realitate nu de buzunar, ci realitate din buzunar. Venitul unui agricultor, în general, față de celelalte categorii sociale, de oriunde din Europa, este cu 35-40% mai mic. Vă spuneam duminica trecută ce face un agricultor, câte munci face pe lângă făcătorul de hrană, cum se folosește prin România. Da, face hrană, dar face și alte munci. Începând de la mediu și până la resurse naturale și așa mai departe, în societate. Cu toate astea, venitul lui este cu 35-40% mai mic.
Ce vină credeți că are familia lui? Că el câștigă cu 35-40% mai puțin bani. Niciuna. Pe de altă parte, el, la fel ca ceilalți, din construcții, din medicină, din, nu știu, alte domenii de activitate, plătește taxe și impozite. La fel, pentru el taxele și impozitele nu sunt mai mici pentru care au un venit mai mic. Și atunci, în principal, subvenția are ca filozofie, dacă vreți, completare de venit. Așa se cheamă subvenția. Asta e motivul pentru care, în principal, a fost acordată subvenția. Pentru completarea de venit pentru agricultor. Dar se pare că subvenția nu mai ajunge, trebuie și altceva. O să vedem ce. Așa cum i-ați văzut și i-ați auzit pe oamenii care au fost în stradă, repet, indiferent de mărimea fermei, există probleme. Și am zis că n-ar fi rău să încercăm să le luăm pe rând, poate despărțind puțin categoriile de fermieri, pentru că, din păcate, tot ce s-a întâmplat cu protestul agricultorilor a fost privit în mare. Protestul agricultorilor. Au ieșit agricultorii în stradă. De ce să ne mulțumiți dacă au subvenții de zeci de mii, poate sute de mii de euro? Sau de ce utilajele alea excepționale au ieșit și scumpe, au ieșit în stradă? Ce le mai trebuie? Trebuie diferențiat puțin, trebuie separate puțin apele. Sunt agricultori de diverse dimensiuni, sunt agricultori cu diverse afaceri, mai mari sau mai mici, îndatorați mai mult sau mai puțin, mai săraci sau mai bogați, cum vreți să le spuneți. Dar trebuie luate pe trepte și pe segmente ca să înțelegem ce se întâmplă, unde sunt problemele, de ce și ce ar trebui făcut. Și atunci o să le luăm în rubrica noastră Fermier în Europa, pe rând, cu fiecare invitat, să încercăm să, cum să vă spun, să îi facem pe unii să înțeleagă pe cei care arătau cu degetul pe agricultori de ce mai este ăștia în stradă, ce le mai trebuie pentru că au suficient. Bună ziua, domnule Florian Ciolacu, director executiv al Clubului Fermierilor Români. Bine ați venit! Bună ziua, mulțumesc și aș completa ca să punem deja acel cuvânt care e asociat fermierilor pe care îi reprezintă organizația aceasta, performanți. Clubul Fermierilor Români pentru Agricultură Performantă. Bun, este un cuvânt pe care o să-l folosim multă vreme de aici înainte, nu numai în această discuție, pentru că fără performanță, și o să vedem de unde vine performanța asta, începând cu școală, pregătire și așa mai departe, în agricultură va fi din ce în ce mai greu. Este un an extrem de dificil. Prima întrebare. De ce ies, domne, oamenii ăștia în stradă, dacă au subvenții, au utilaje așa de mari, de bune, de scumpe, alții au suprafețe mari pe care le lucrează, ce caută în stradă? Să precizăm, iertați-mă puțin, cu siguranță ați fost atenți și ați văzut și știți, dar să facem totuși precizarea. Oamenii care au fost în stradă au fost la un protest spontan, așa a fost denumit, n-au fost nici susținuți sau îndemnați, sau cum vreți să spuneți, de mediul asociativ din România. Domnul Ciolacu și cu Clubul Fermierilor Români face parte din mediul asociativ, care nu a fost în stradă. Dar până la urmă, revendicările sunt 90% comune, problemele s-au rezolvat, se vor rezolva. Vrem să vedem din zona asociativă, să tăiem puțin, să mărunțim, să disecăm puțin care sunt problemele, de ce au ajuns până aici, care ar fi soluția. La nivel global, am asistat în ultimii 3 ani la 2 crize majore. Una este dată de COVID și nu o judecăm. Știm bine că e o criză economică după ce economia a fost într-o stare latentă un an de zile cu costuri din bani împrumutați. Apoi războiul din Ucraina, care a generat o criză a energiei, care a generat o criză a resurselor materiale primare care circulă în lumea asta și pune economia în mișcare și care a generat o criză de securitate și o regândire care s-a reflectat în bugetele naționale a modului în care sunt alocați bani, adică alocați pentru armament și pentru ce trebuie ca să avem o situație de securitate. La nivelul regional, România e în proximitatea Ucrainei, a Rusiei și a conflictului. Deci efectele cumulate global... Simțim criza mai puternic. Da. În al doilea rând, la nivelul crizelor, menționăm
impactul schimbărilor climatice. Deci, din 3 ani, 2 cu o secetă importantă, deja e un semn foarte important. Iar faptul că suntem acum pe un ciclu care va continua în a crește temperaturile, a vedea precipitații mai mici, a vedea acumulările de apă că se duc mai repede, a vedea că impredictibilitatea crește din punctul ăsta de vedere climatic, e o problemă pe care o decontează fermieri. O decontează, o să vedem imediat, în costuri și venituri. Și în al treilea rând, în ce privește competitivitatea, ea a scăzut. Ea a scăzut la nivelul capitalurilor, adică ele au produs efecte mai puțin competitive decât în trecut. Capitalul pe care oamenii îl investesc. Cheltuială mai mare pentru rezultate mai mici. Exact. La nivelul investițiilor, exact cum spuneam mai devreme, ele se fac cu bani din împrumut și costurile pentru bani mai scumpi. Sunt bani mult mai scumpi. La nivelul volatilității pieței și a cerealelor și a pieței financiare, adică am văzut în 2022 un vârf extraordinar. De curs de niciun an, din vârf a căzut la zero, exact. Acum 60 de bani. 70. Și o valoare a cerealelor pe burse la mai mică decât cea din 2019, deci mai mică decât cea din COVID, plus o penalitate pentru fermierii români printr-o diferență foarte mare între ce primesc ei pe cereale oleaginoase versus prețul bursei. Valoare care... Ce primesc unde? Ce primesc fermierii români pentru ce vând ca cereale unde? În portul Constanța. Versus, la cumpărătorul din porți. Da, versus bursă. Adică diferențele înainte nu erau atât de mari. Dacă Parisul sau Chicago aveau o valoare, valorile erau mai apropiate. Acum sunt valori de 60 de euro pe tonă diferență. Clubul Fermierilor Români a făcut o analiză din care rezultă că seceta, pandemia de COVID și războiul din Ucraina au făcut ca fermierii să piardă în permanență în ultimii 3 ani. Așa se face că sumele cheltuite pentru fermă să fie egale cu banii câștigați din fermă. Asta înseamnă cât de cât pe zero, dar în acest an cheltuielile au depășit veniturile și falimentul pune lacăte pe ferme. Veniturile în 2023 au fost în medie de 930 de euro pe hectar, iar cheltuielile de 770 de euro pe hectar. Dar cel mai îngrijorător este creșterea gradului de îndatorare pe hectar, adică fermierul se împrumută din ce în ce mai mult cu rezultate din ce în ce mai mici. E clar că pe venituri care sunt impredictibile la nivelul măsurărilor și a pieței volatile și a costurilor care sunt clare și mari, incluzând costurile de finanțare, fermierul trebuie să judece altfel modul în care își face lucrările, modul în care își asigură inputurile și le cumpără, când, cum, cu ce costuri, modul în care... Câți credeți că se vor descurca în situația asta? Pentru că analiștii spun că 2 din 4 ferme se vor închide. Cred că agricultura românească bazată pe un model de familie. Atenție, chiar dacă fermele sunt comerciale, în general, adică cei care lucrează și sunt înregistrați în APIA și sunt beneficiarii subvențiilor care compensează această cerință a Uniunii Europene de a oferi marfă pentru toți, cu prețuri accesibile și predictibile, adică să o găsim tot timpul. Aceștia, chiar dacă sunt ferme comerciale sau persoane, indivizi care întreprinde individuale, ei sunt datori acum să se uite către acest nou model în care trebuie să își asigure veniturile mai predictibil prin măsuri cu valoare adăugată superioară celei pe care o fac acum de a cultiva cereale. Discursul este foarte frumos, dar aș vrea să intrăm în amănunt. Sigur. Asta este nu neapărat teoria, sigur, îi aduce la practică, de aici se pornește. Dar ce îi spuneți? Omul este cu 500 de hectare undeva în sud, în Călăraș cred că este. Cum să se comporte el când banca este la poartă? Când, numai puțin, când are în jurul lui niște decizii luate anul trecut de taxare și impozitare care nu erau până acum.
pentru activitatea lui. Când banii nu-i ajung, când nu are o posibilitate de a se duce la creditare rapidă și cu bani mai ieftini, cu dobândă mai mică, pentru că asta îl salvează rapid. El înțelege, sunt convins că toți de nivelul ăsta și 100% cei care erau în stradă înțeleg să-și reducă cheltuielile, să schimbe structura de culturi, să facă, dar care e putința? Cum fac? Am înțeles. Oamenii au ieșit în stradă, protestele au la bază o criză corectă și trebuie să o recunoaștem. Răspunsul este că în momentul ăsta oamenii au nevoie, în situația critică în care se află, de măsuri de sprijin, iar măsurile de sprijin, așa cum au fost anunțate în acordul ăsta semnat de Ministerul Agriculturii cu asociațiile de fermieri, răspund ele părții critice. Dar atenție, problema se rezolvă printr-un plan care să asigure sustenabilitatea la nivel de sistem. Ce facem în iarna anului viitor dacă mergem așa? Că de unde va mai avea guvernul să plătească încă o dată? Nu neapărat treaba fermierului de unde are guvernul, dar ce facem dacă nu există planul cu bătaie lungă, acum rezolvarea crizei? Da. Deci în momentul în care trebuie discutat planul pe termen lung, în contextul în care se urmărește punerea în aplicare acestor măsuri pe termen imediat, adică urgente și importante de finanțare. Deci omul care acum este cu datorii, este cu rate pe care nu poate să le achite, este în situația de a recontracta credite pentru a putea să-și susțină lucrările agricole, are nevoie de un sprijin. Sprijinul ăsta l-am văzut. Vine pe această ordonanță despre care se vorbește privind amânarea ratelor, despre oprirea executărilor silite, această ordonanță cu mecanismul noi de finanțare, creditul agricol și creditul rural, capital de lucru și investiții, și acea compensare pe cadrul Ucraina de 100 de euro pe hectar pentru lucrările, pentru terenurile culturii de toamnă 2022 și probabil sperăm și pentru primăvară 2023. Deci, la situația de criză, răspundem cu măsuri de criză, perfuzii imediate, ca să dăm oamenilor liniștea, capacitatea să se concentreze pe munca pe care o au, cu un cadru foarte clar. Emisiune realizată cu sprijinul NHR Agro Partners. Concret. Cum ați abordat dumneavoastră măsurile și sistemul? Trei planuri le vedem noi importante în momentul ăsta pe care se concentreze efortul și al fermierilor și al guvernului și din punct de vedere financiar și din punct de vedere al minții și al alocării. Primul este legat de, atenție, impactul schimbărilor climatice. Și aici vorbesc despre irigații de secare, adică să am o rețea de circulație a apei care să asigure pentru fermieri. Acolo domnul unde vă este disponibilitatea. Sunt obligat să vă întrerup. Experiența dumneavoastră este vastă în organizare, experiență internațională, globală chiar, fără să greșesc spun asta. Credeți în povestea cu irigațiile că se va întâmpla ceva în România? Nu se întâmplă nimic, de fapt, de niște ani de zile. Toată lumea, indiferent de nivel, vrea irigații, promite irigații, dar ele nu sunt. Am ajuns în al nu știu câtelea an în care vorbim despre irigații, știm cam ce am vrea să facem, dar dacă dumneavoastră ați văzut ceva funcțional sau aveți vreo promisiune că la primăvară să curgă apă undeva? Vă răspund întâi cu măsurile pe care de la cei mai buni analiști și până la ChatGPT, da? Vi le propun și vi le semnalează ca fiind alea care trebuie luate pentru a funcționa cred sistemul. Cred că și mulți decidenți știu ce trebuie făcut, dar deci, făcutul e mai complicat. Sistemul de irigație și de secare să funcționeze, inclusiv extinderea accesului la apă prin proiecte de irigații locale. Asta înseamnă că fondurile alocate pe care noi le vedem acum sunt insuficiente, chiar dacă s-a adoptat pe o lege națională, chiar dacă e o sumă mică prin planul național strategic. De fondurile naționale sunt insuficiente, trebuie găsite soluții pentru a iriga, pentru a accelera și aici sunt probleme într-adevăr foarte serioase. În al doilea rând, financiar, asigurarea finanțării sistemului la costuri capabile să permită fermierului să își câștige competitivitatea. Și asta înseamnă așa.
Sunt două paliere. Unul pentru fermierii care sunt comerciali și fac performanță și unul pentru microfinanțare. România are un deficit de microfinanțare, microcreditare pentru agricultură. Se uită la emisiune, se uită cel de care vă spuneam cu 500 de hectare sau cu 50 de hectare. Ce ar însemna pentru el microfinanțarea asta? 500 de hectare deja nu mai intră la microfinanțare, intră la o creditare pe cele două instrumente care au fost anunțate acum, creditul agricol și creditul rural, care înlocuiesc Agro IMM Invest și Rural Invest. Și înseamnă că statul continuă să subvenționeze dobânda pentru aceste credite de capital de lucru, măsuri mai bune pentru creditul de investiții, că și comisioanele și că oferă garanție, lucru care e în relația cu băncile un factor blocant. Deci finanțarea capitalului de lucru și a investițiilor pentru agricultură trebuie să funcționeze într-un mediu în care statul se implică ca actor care compensează pentru sistemul bancar anumite lucruri. Promisiunile deci au fost făcute, da? Promisiunile au fost făcute, dar ele trebuie asumate pe termen lung. Promisiuni pentru criză, da, dar noi vorbim acum ce se întâmplă după criza asta. Ați spus irigații de secare. Creditare. Da, creditare și cele două, așa microcreditare creditare. Și creditare. Și a treia? Și al treilea lucru este tot ce este asociat creșterii valorii adăugate în agricultură. Cine sfătuiește pe fermier cum să schimbe afacerea, cum să se adapteze? Eu vă spun cum îi sfătuim pe fermierii noștri. Da. Dincolo de cursurile pe care le organizăm de 5 ani și mulțumesc că le-ați amintit, tineri lideri în agricultură și antreprenori în agricultură 4.0, prin care au trecut până acum aproape 500 de persoane, dincolo de aceste cursuri s-au creat comunități de oameni, da? Comunități, oameni care vor, platforme de comunicare, în care e un flux de informație extrem de valoroasă privind experiențe personale pe care le preiau. Clubul fermierilor are o țintă de 1500 de tineri super pregătiți, care vor reprezenta viitoarele centre de competență pentru alți tineri fermieri. Colaborarea cu zona financiară și cu marile firme, care pot sprijini proiecte de dezvoltare zonală, va duce la schimbări majore în agricultura noastră. Cine ar trebui să facă mecanismul ăsta în care să se desfășoare? E foarte bună întrebarea și mulțumesc. În primul rând, și n-a fost o regie, ca să știe toată lumea, noi am vorbit în mesajul pe care l-am dat către guvern de un nou parteneriat între guvern, sectorul privat care lucrează în agricultură, fermieri și corporații și mediul asociativ. De ce? Pentru că în momentul ăsta nu putem, folosind metodele vechi, să obținem rezultate la o criză cu care nu s-a mai confruntat nimeni. Deci, cine creează mecanismul ăsta, el va trebui, pentru că e o contribuție din partea statului, dar în egală măsură e o contribuție de data asta a celui care e ultimul beneficiar, a fermierului, dincolo de faptul că el aplică, pentru acest mecanism. Adică, vorbim despre programul, continuarea programului Investalim. Da, pentru asta. E clar că o etapă s-a încheiat, următoarea etapă trebuie revizuită cu sectorul guvern, privat, sectorul privat, astfel încât să vedem cum facem ca să regândim. N-am auzit nici în discuțiile de la negocieri, atât cât au fost prezentate, nici în pozițiile mediului asociativ, prea mult despre proiecte europene și bani europeni. Sunt nu la poarta noastră, sunt în curtea noastră. Nu-mi dau seama dacă știți probabil mai bine din experiență dacă privesc oamenii cu seriozitate sau nu aceste pârghii europene. Sunt mecanisme europene, finanțate european, care ar fi putut să diminueze criza, să împiedice apariția unor probleme care ar fi trebuit să fie organizate de stat în principal, să ducă de consultanță, de consiliere și așa mai departe, să ducă la nivelul mediu și submediu, dacă vreți, pentru fermierii care sunt într-o situație și nu știu, pentru că nu au oamenii de unde să știe. Printr-o scurtă analiză. Există
într-adevăr, finanțări europene care nu au fost accesate din România și care au fost o pierdere pentru agricultură. Și mă refer în primul rând, așa cum am făcut-o de fiecare dată, la PNRR. PNRR-ul care a ratat șansa de a avea agricultura ca principalul sector care ridică și aspectul ecologic în prim plan, pune și digitalizarea, știți teoria noastră că punem împreună digitalizarea și agricultura, sigur, sigur, și facem un salt care trece peste multe etape, nu mai trecem prin fiecare etapă. Deci, odată este PNRR-ul și acolo s-au pierdut oportunități chiar pe cel apelurile existente pentru a avea un apel de proiecte pentru digitalizare în agricultură. Păi digitalizarea în agricultură înseamnă precizie și utilizarea componentelor astea digitale în agricultură, dedicat fermelor, pentru că n-a fost posibil. Am făcut o paranteză. În al doilea rând, programe de formare care să ridice nivelul, să informeze pe oameni și să-i formeze pe oameni, să-i transforme. Eu nu știu să existe, poate dumneavoastră știți, un program mai multă vreme în politica agricolă comună este sistemul de consiliere agricolă, care este program european, finanțat din bani europeni, fondul european de garantare, care ar fi trebuit să funcționeze în România. Probabil că ministerul ar fi trebuit să-l facă sau o altă entitate de stat care se adresează în special celor de nivel mediu și submediu care nu au posibilitatea de a se informa pentru conversia fermelor, diversificarea activității, gestionarea riscurilor. Noi suntem acum, așa ați început, cu riscurile care sunt între noi. Gestionarea riscului. Adică sunt niște programe, îți dă cineva bani să înveți cum să faci lucrul ăla și tu nu le bagi în seamă. 5 ani de zile în urmă, când 2018, când negocierile pe PAC erau așa fervescente, se vorbea de faptul că vor fi condiționate acordarea subvențiilor de consiliere agricolă. Sigur că era chiar, este chiar obligatorie că statul să o facă într-un anumit grad. Lucrul ăsta, din păcate, lipsește în România și e prea scurt timpul ca să analizăm aici cauzele, dar ce vreau să spun este că sunt, într-adevăr, exact, sunt mecanisme folosite, finanțare. Adică apoi e vorba de cercetare. Banii pentru cercetare, dezvoltare, adică cercetare cu aplicare comercială, care nu sunt folosiți pentru agricultură, în mod eficient și în mod suficient. Pe de altă parte, domnul Ciolacu, este destul de greu. Noi discutăm acum de anvergură națională, europeană și internațională. Problemele oamenilor ați văzut care sunt. Carnetul de tractorist. Nu își poate plăti rata la bancă. Nu a avut unde să vândă la 60 de bani, chiar dacă a vândut, n-a câștigat nimic. Așa este, așa trebuie discutat și acolo este ținta. Cum discutăm noi și cum folosim aceste programe. Dar mă întorc la ideea cu care am început emisiunea. Pe oamenii ăștia, mulți, trebuie să-i scoatem de acolo. Noi avem o problemă de sistem. Nu avem o problemă la nivelul indivizilor și a fermei. La nivelul indivizilor și a fermei creștem nivelul prin informare, formare, consiliere, prin investiții în tehnologie statul care vine și pune sisteme mari, cum sunt cele de irigație, am spus, da? Asta. La nivel de sistem, regândirea astfel încât să răspund acestei provocări care, iată, nu i-a împins pe fermierii care făceau performanță în cultură mare să treacă la zootehnie. Și aici, puneți întrebarea asta, faceți un chestionar și o să vedeți de ce în România valoarea adăugată în agricultură nu vine să compenseze și să asigure ferme puternice. Și cu toată lumea vrea să aibă o viață predictibilă, nu? Dacă nu zic, bogată și competitivă. Problema este că trebuie să gândim la nivel de sistem și să vedem integrat lucrurile. Problemele oamenilor acum nu se vor rezolva pe termen lung. Dacă nu se schimbă modelul, sistemul, investițiile astea mari nu se pun acolo unde trebuie să fie. Eu cred că dacă aliniem lucrurile în sensul ca ținta să fie performanța,
da? Și adaptată pe fermierii mici, în care valoarea locală este mai importantă, lanțul scurt, sunt argumentele lor. Sigur, și fermierii mari, care sunt comerciali și care ne uităm spre hipermarketurile și către populația României și către export, și punem peste toate mecanismele de a crea valoare adăugată, investiții acolo, plus o cercetare, eu cred că nu avem. Combinând cu IT-ul și cu digitalizarea, eu... Ar trebui ca curba aia să nu se mărice și să înceapă la incertitudine pentru noi să coboare. Ar trebui să coboare, da. Vă mulțumesc foarte mult. Iau această ultimă frază ca pe o direcție în care clubul acționează oricum și să văd, spuneam, rezultatele prin grupul de tineri care lucrează foarte mult. Tineri premiați la Bruxelles, premiați în România, invenții și așa mai departe. Extraordinar de bine. Vă îndemn ca de fiecare dată să cumpărați produse românești, produse făcute în România, dacă puteți, din piața locală, din economia locală, să încercăm să-i sprijinim pe cei care produc mai mult decât hrană. Să ne uităm puțin la raft și să încercăm să întindem mâna, să-l alegem pe cel care este făcut în România. Produsul de la noi. Dacă nu, desigur, putem lua și din altă parte, dar peste ceva vreme o să vedem că decizia noastră s-ar putea să fi fost greșită. Avem o ocazie nu tocmai fericită, dar să cumpărăm produse românești. La revedere! Prin Planul Național Strategic pentru 2023-2027 aprobat de Comisia Europeană, agricultorii români beneficiază de măsura PD18, sprijinul cuplat pentru venit, legume cultivate în sere și solarii, adică tomate, castraveți, ardei, vinete. Măsura are o alocare financiară orientativă în anul 2023 de 4,2 milioane de euro, contribuția Uniunii Europene și un cuantum unitar planificat de 2100 de euro pe hectar. Pentru perioada 2023-2027, suprafața planificată pentru care se acordă sprijinul cuplat pentru venit, legume cultivate în sere și solarii, este de 2000 de hectare. La stabilirea suprafeței de referință s-a avut în vedere analiza suprafețelor plătite în perioada de programare 2015-2020, printre condițiile de eligibilitate amintim. Fermierul trebuie să desfășoare o activitate agricolă pe teritoriul României, cu respectarea definiției fermierului activ prevăzută în legislație. Fermierul este beneficiar de BIS și utilizatorul unei suprafețe agricole, identificabile în Sistemul Integrat de Administrație și Control și are categoria de utilizare teren arabil. Fermierul exploatează un teren agricol cu o suprafață de cel puțin 0,3 hectare, iar suprafața minimă a parcelei este de 0,03 hectare. Fermierul trebuie să dovedească că folosește sămânță certificată în conformitate cu legislația națională. Sprijinul va contribui la aprovizionarea pieței cu legume din producția internă, la extinderea perioadei de producție în vederea asigurării consumului intern în perioada de extrasezon, la menținerea unei alternative ocupaționale pentru fermieri. De asemenea, va ajuta la menținerea suprafețelor cu spații protejate, a veniturilor producătorilor din sectorul de legume și va motiva fermierii mici și mijlocii să practice în continuare această activitate de producere a legumelor în spații protejate. Domnul vicepreședinte al Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, vă propun să discutăm astăzi despre vânzarea animalelor vii. Locuitorii satelor, fermierii, mici, mari, dispun de animale vii pe care vor să le vândă. Ce obligații au din punct de vedere sanitar-veterinar atunci când doresc să vândă un animal viu?
Vă rog. Sigur, vânzarea animalelor vii la nivel național și în special a animalelor de rent, animalelor de fermă, este permisă la nivel național. Sunt câteva condiții pe care trebuie să le îndeplinească și să le respecte, în special cei care se ocupă de acest aspect, respectiv de comercializarea animalelor vii. Astfel, aceste animale trebuie să provină din exploatații care sunt supravegheate din punct de vedere sanitar-veterinar, sunt sub control al medicului veterinar concesionar. Animalele la care sunt efectuate acțiunile sanitar-veterinare obligatorii în conformitate cu programul strategic și, foarte important, aceste animale trebuie să fie însoțite de documente în funcție de specia de animal. Astfel, la modul concret, în condițiile în care se dorește comercializarea unor bovine, e nevoie de un aviz interjudețean. Avizul interjudețean îl solicită cumpărătorul de la Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor județeană, unde urmează să ajungă animalul respectiv. Ulterior, se completează documentul respectiv, certificatul de documentul de comercializare a animalului respectiv. Foarte important, animalele trebuie să se transporte cu mijloace autorizate, înregistrate din punct de vedere sanitar-veterinar și este foarte important inclusiv respectarea condițiilor de bunăstare a animalelor pe timpul transportului, cu atât mai mult cu cât în anumite perioade ale anului intemperiile pot să ridice probleme în ceea ce privește bunăstarea animalelor în timpul transportului. Deci, în concluzie, animalele se comercializează, se pot comercializa la nivel național cu respectarea unor reguli minime și a faptului că e nevoie să fie însoțite de anumite documente. Înseamnă că medicul veterinar concesionar trebuie să se deplaseze în gospodărie, în fermă și să facă o evaluare prealabilă a animalului înainte de a fi vândut? Vorbim, da, e necesară prezența medicului veterinar concesionar în exploatația respectivă sau a medicului veterinar care asigură supravegherea sanitar-veterinară a exploatației respective, asistența la îmbarcarea animalelor și eliberarea documentului comercial. Condițiile în care, un aspect foarte important, animalul pleacă spre o unitate de abatorizare pentru a fi sacrificat, medicul veterinar care asigură asistența sanitar-veterinară în zona respectivă completează și lanțul alimentar. În acest document sunt stipulate tratamentele și eventualele restricții, dacă este cazul, restricții care se impun în cazul sacrificării animalelor, având în vedere că e nevoie să monitorizăm partea de siguranță a alimentelor și dacă a fost vorba de anumite tratamente care sunt sub formă de restricții la animale pentru punerea pe piață a cărnii, e nevoie să se respecte acei timpi de așteptare. Medicul veterinar al unității de abatorizare asistă la debarcarea animalelor, verifică documentele care însoțesc animalele, dar documentele sunt respectiv documentul de comercializare este eliberat de către medicul veterinar și are și inclusiv semnătura proprietarului de animale. E practic o colaborare între medicul veterinar care asigură supravegherea sanitar-veterinară a exploatației și medicul veterinar oficial care este în abatorul unde ajunge animalul. Folosirea produselor medicinale de uz veterinar este foarte clar stabilită prin legislația în vigoare. Aceste tratamente obligatorii se fac de către medicul veterinar sau personal
sanitar veterinar sub supravegherea medicului veterinar, iar tot ceea ce înseamnă gestionarea acestor produse medicinale de uz veterinar, dar în special a substanțelor antimicrobiene, e nevoie de o monitorizare foarte strictă. Aici vorbim de un registru de consultații și tratamente care obligatoriu se verifică și cu ocazia controlelor în exploatațiile de animale, registru de consultații și tratamente care se completează de către medicul veterinar al exploatației, al fermei respective și ulterior la eliberarea lanțului alimentar, aceste tratamente, în cazul în care animalul respectiv se află sub restricții în ceea ce privește remanența unor produse medicinale de uz veterinar, ele sunt foarte clar stipulate în acest document care se numește lanțul alimentar. Aici sunt două tipuri de evidențe. Pentru animalele aflate în gospodăriile populației, medicul veterinar conduce acest registru la nivelul cabinetului, dar pentru exploatațiile care sunt autorizate din punct de vedere sanitar veterinar, fermele de dimensiuni mari, aceste evidențe a gestionării produselor medicinale de uz veterinar se găsesc la nivelul exploatației. În ultimii ani, târgurile de animale au fost restricționate, au fost închise din cauza pestei porcine africane. Care este situația în România în momentul de față? Este deschis vreun târg de animale săptămânal? Sigur, lunar? Pentru Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru siguranța alimentelor, prioritar este să păstrăm indemnitatea sănătății efectivelor de animale de la nivel național. Așa cum a spus și dumneavoastră, încă, din păcate, mai evoluează pesta porcină africană la nivel național, cu toate că în această perioadă, un fapt îmbucurător, numărul focarelor a scăzut destul de mult. Astăzi, la ora la care discutăm, avem în evoluție un număr de 12 focare de pesta porcină africană. Obiectivul nostru este de a eradica și de a trece la zonarea României în teritoriul țării în funcție de focarele de pestă porcină africană, astfel încât aceste obiective foarte importante, așa cum le-ați denumit dumneavoastră, târgurile de animale, să reușim redeschiderea lor la nivel național. La nivel național nu funcționează târgurile de animale, dar în schimb funcționează expoziții de animale care au reguli foarte clar în ceea ce privește modul de autorizare, de înregistrare și de funcționare acestor expoziții de animale. Ne dorim ca în perioada imediat următoare să se reducă numărul de focare de pestă porcină africană la nivel național și astfel să putem lua decizia de a redeschide târgurile de animale de la nivel național, pentru că aceste facilități fac parte și din tradiția crescătorilor de animale. Este locul unde se întâlnește cererea cu oferta la modul concret. Iar vânzarea, suntem conștienți de faptul că procesul de vânzare, de comercializare a animalelor reprezintă, practic, până la urmă, încununarea succesului pentru efortul pe care îl fac fermierii atunci când cresc animale. Redeschiderea târgurilor de animale de la nivel național este un deziderat al nostru, al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, și ne dorim ca în perioada următoare, pe fondul scăderii accentuate a numărului de focare de pestă porcină africană, să putem să luăm această decizie în deplină siguranță, astfel încât aceste obiective să funcționeze. În momentul în care va fi stins ultimul focar de PPA în România,
poate fi decisă redeschiderea acestor târguri? Nu e nevoie să așteptăm până la închiderea ultimului focar de peste porcină africană în România, pentru că în funcție de evoluția pe zone a pestei porcine africane, avem o procedură și lucrăm la acest aspect de a se trece la zonarea și declararea indemnității pe anumite zone a României, iar în acele zone, după finalizarea procedurii respective, pe acele zone se poate trece la ridicarea restricțiilor privind circulația animalelor, inclusiv la redeschiderea târgurilor de animale. După cât timp de la stingerea unui focar într-o anumită regiune poate fi decisă? Conform regulamentelor Uniunii Europene, e nevoie să treacă un număr de 2 ani. Deci la 2 ani de la ultimul focar de peste porcină africană în Moldova, să spunem, da, pot fi redeschise târgurile de animale. Da. Este o procedură destul de complicată, dar suntem în curs cu anumite zone pentru a face acest lucru. Puteți să ne exemplificați cam despre ce zone e vorba sau e informație confidențială? Zonele se pot modifica de la o zi la alta, de la o săptămână la alta, pentru că dinamica evoluției pestei porcine africane nu are o predictibilitate foarte, foarte clar, astfel încât să poți să spui cu certitudine care vor fi zonele, primele zone, unde restricțiile se vor ridica. Dar pot să vă spun că avem un număr de 3 zone la care se lucrează în momentul de față pentru acest subiect. Nu este nicio problemă un anunț prin care cineva scoate sau anunță vânzarea unui sau mai multor animale, dar efectiv procedura de vânzare, procedura de înstrăinare a animalului respectiv și de achiziționare trebuie să se facă respectând anumite reguli, așa cum am spus inițial. Animalele trebuie să ne asigurăm că vin și provin din exploatații supuse controlului sanitar veterinar, sunt în zone unde nu avem restricții de circulație a animalelor și, foarte important, sunt însoțite de documentele necesare pe timpul transportului până la exploatația de origine în conformitate cu legislația în vigoare. Deci, efectiv, un comerț online, în adevăratul sens al cuvântului, adică trimiterea unui animal dintr-o parte în alta, fără a se respecta aceste reguli și inclusiv regulile de bunăstare a animalelor, este interzisă. Dar un anunț prin care cineva dorește să comercializeze și ulterior să respecte condițiile sanitar-veterinare de comercializare nu este nicio problemă. Ce riscă dacă nu respectă aceste reguli? Riscurile sunt destul de mari, pornind de la o simplă amendă contravențională până la sancțiuni mai drastice, mai ales atunci când în procesul de comercializare a animalelor se constată și difuzarea anumitor boli. Iar unul din motivele pentru care o perioadă lungă de timp la nivel național a fost o problemă privind gestionarea problemei pestei porcine africane, a fost mișcarea, fără a respecta legislația în vigoare, a porcinelor, în speță și la modul concret, anumiți crescători de porcine, când sesizau modificarea stării de sănătate a porcilor, procedau la comercializarea în regim de urgență. Era vorba de modificarea stării de sănătate prin apariția primelor simptome caracteristice pestei porcine africane. Comercializau la niște prețuri foarte mici aceste animale, iar difuzarea dintr-o zonă într-alta a țării era asigurată prin acest, sau mai bine spus, prin această procedură de nerespectare a legislației sanitară veterinare, pentru că în mod normal, la apariția primelor simptome de îmbolnăvire a animalelor, e nevoie și ai obligația ca și crescător de animale să anunți medicul veterinar.
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultura APIA informează potențialii beneficiari că în perioada 29 ianuarie-8 martie 2024 pot depune cereri de acordare a grantului direct producătorilor agricoli din sectorul vegetal. Cererile de acordare se depun la centrele locale județene APIA. Grantul direct reprezintă o plată compensatorie pe suprafață și este de echivalentul în lei a 100 de euro pe hectar. Valoarea maximă a grantului direct acordat pe întreprindere beneficiară nu poate depăși echivalentul în lei a 280.000 de euro. Resursele financiare totale sunt de 1.200.000 de lei și se asigură de la bugetul de stat prin Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Plata ajutorului de stat se efectuează până la data de 30 iunie 2024. Beneficiarii schemei sunt producători agricoli persoane fizice, producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale, producători agricoli persoane juridice, universități, institute și stațiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul de finanțare. Grantul se acordă pentru o suprafață de minimum 1 hectar, cu una sau mai multe dintre culturile de grâu comun de toamnă, grâu dur de toamnă, triticale de toamnă, secară de toamnă, orz de toamnă, orzoaică de toamnă, ovăz de toamnă, rapiță de toamnă. Crescătorii de taurine beneficiază de o serie de plăți directe pe cap de animal și pe suprafață, achitate de Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Fermierii pot accesa în 2024 o serie de scheme care urmează să se achite pentru fermele de vaci de carne, atât pe cap de animal, cât și pentru partea vegetală, dacă crescătorii dețin suprafețe agricole. O parte dintre ajutoare se află deocamdată în faza de proiect și urmează să fie aprobate. Plățile care urmează să fie achitate sunt sprijin cu plat zootehnic, ecoschemă îngrășare, ecoschemă pășune, ajutor național tranzitoriu pentru animale cu vârsta de peste 7 luni din exploatație, despăgubiri Ucraina vacă de carne, sprijin cu plat pentru venit porumb siloz și sprijin cu plat pentru venit lucernă. Schemele enunțate sunt estimative și ajung adunate la o plată cumulată de 700 de euro pe cap de taurină și un bonus de 330 de euro la hectar pentru suprafețele lucrate pe lângă celelalte scheme pe suprafață de la APIA. Mai multe direcții sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor informează deținătorii de animale despre faptul că începând cu anul 2023 a fost reglementat RUEN, Registrul Unic Electronic de Notificări, definit ca instrument permanent de realizare a obligațiilor proprietarilor de exploatații. Registrul Unic Electronic de Notificări, RUEN, este util pentru proprietarii de exploatații și animale, datorită faptului că permite stabilirea facilă a trasabilității notificărilor cu privire la evenimentele și mișcările animalelor pe care aceștia le dețin. RUEN vine în sprijinul fermierilor care depun cereri pentru obținerea diverselor forme de sprijin financiar de la instituțiile de resort. Unitățile administrativ-teritoriale care au în proprietate publică sau privată terenuri forestiere, persoanele fizice și juridice, dar și asociațiile vor putea primi plăți compensatorii pentru acoperirea pierderilor de venit pentru angajamentele de silvomediu printr-o schemă de ajutor de stat care va fi implementată de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Valoarea totală a ajutorului de stat acordat în cadrul schemei din alocarea financiară prevăzută în Planul Strategic 2023-2027 este de peste 84 de milioane de euro. Ajutoarele pentru angajamentele de silvomediu și climă acordate sunt cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, FEADR. Prin aplicarea schemei se urmăresc reducerea numărului de intervenții silvotehnice în pădure și promovarea aplicării de tehnologii de exploatare a lemnului cu impact redus asupra solului. Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2029. România a solicitat Bruxellesului derogări de la standardele 7 și 8 privind bunele condiții agricole de mediu. Solicitarea a fost făcută în cadrul AgriFish. Este vorba despre GAEC 7 privind rotația de culturi. România are nevoie de derogare pentru că există ferme integrate vegetal cu zootehnie care nu pot aplica cerințele respective. GAEC 8 presupune păstrarea 4% pârloagă teren în România. Ministrul Agriculturii a arătat că la nivel național avem 10% teren pârloagă. Este vorba deci despre peste 1 milion de hectare neproductive și de 800.000 de hectare care sunt necultivate în zona canalelor de irigații și de secare.
încercare. Menționăm că România a beneficiat în 2023 de derogări pentru GAEC 7 și GAEC 8. Mai multe state europene, inclusiv România, au cerut Comisiei Europene să aducă îmbunătățiri sistemului integrat de administrare și control din cadrul politicii agricole comune. Din cauza erorilor tehnice, fermierii europeni au primit mai multe controale, iar cererile de sprijin au fost evaluate incorrect în multe cazuri. Statele membre solicită de asemenea ca pentru 2023 să nu se calculeze penalități. Statele membre cer astfel regândirea sistemului și penalități zero pentru fermieri pentru 2023, care ar fi trebuit considerat un an de test. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a anunțat că subvenția la motorină va crește la peste 2 lei pe litru, începând de la jumătatea acestui an. Totuși, fermierii au în continuare o serie de nemulțumiri legate de acest ajutor de stat. Ei solicită eliminarea pragului de 78 de litri pe hectar și argumentează că diferențele dintre terenurile agricole nu permit uniformizarea cantității de motorină. Totodată, fermierii cer ca subvenția la motorină să fie acordată mai repede, la maximum o lună de la depunerea documentației la APIA. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a lansat săptămâna aceasta dialogul strategic privind viitorul agriculturii. Dialogul va stabili modalitățile prin care se poate asigura un nivel de trai echitabil pentru fermieri și comunitățile rurale. Sprijinirea agriculturii în limitele planetei noastre și ale ecosistemelor sale, exploatarea oportunităților uriașe oferite de cunoaștere și de inovarea tehnologică și promovarea unui viitor prosper pentru sistemul alimentar al Uniunii Europene sunt alte teme importante care vor fi abordate. Dialogul strategic reunește principalele părți interesate din întregul lanț agroalimentar, inclusiv fermieri, cooperative, întreprinderi agroalimentare și comunități rurale, precum și organizații neguvernamentale și reprezentanții societății civile, instituții financiare și mediu academic. O serie de întâlniri tematice vor fi organizate după reuniunea de lansare, care va avea loc în prima jumătate a anului 2024. Dialogul strategic urmărește să acopere toate politicile din domeniul agriculturii și al producției alimentare. Un ajutor de minimis pentru fermieri ar putea fi reluat în acest an. Este vorba despre ajutorul de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci, schemă care s-a mai achitat în 2016. Acesta a fost solicitat și susținut de către asociațiile de fermieri. Ajutorul de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și tauri de reproducție din rase de carne s-a acordat fermierilor în 2016 și a prevăzut sume cuprinse între 4.500 de lei și 8.000 de lei pentru cumpărarea de juninci din rase de taurine de lapte, carne și tauri de reproducție. Anul acesta, fermierii care vor să-și cumpere mașini și utilaje noi vor putea face acest lucru accesând fonduri europene prin intermediul liniei de finanțare DR13 dedicată achiziției de utilaje pentru sectorul vegetal. În ceea ce privește condițiile generale de eligibilitate, fermierii care vor să-și cumpere tractor nou cu fonduri europene trebuie să fie organizați ca persoană fizică autorizată sau persoană juridică. De asemenea, sunt eligibile cooperativele agricole și grupurile și organizațiile de producători. Valoarea maximă a sprijinului din fonduri europene este de 300.000 de euro pe fermă, cu o intensitate de 65% din costurile eligibile. Menționăm că în cadrul fermelor contează foarte mult dacă terenurile sunt deținute în proprietate. Chiar și în zootehnie, în acest moment se acordă un punctaj în funcție de ce procent din terenurile exploatației sunt deținute în proprietate din numărul total de hectare. Vor fi și condițiile legate de agricultura ecologică în unele cazuri și asta înseamnă că terenurile trebuie să fie înscrise în agricultura ecologică, ca de altfel și efectivul de animale. Banca de resurse genetice vegetale pentru legumicultură, floricultură, plante aromatice și medicinale de la Buzău este un exemplu că în România se face cercetare.
Pe de o parte, specialiștii încearcă să obțină soiuri noi, productive și adaptate la noile condiții de climă. Pe de altă parte, fac eforturi deosebite în scopul păstrării unor legume care au fost cultivate pe scară largă și au adus beneficii atât cultivatorilor cât și consumatorilor. În prezent, aici există o colecție de peste 3.000 de soiuri de tomate și peste 20.000 de genotipuri de plante medicinale, flori și alte tipuri de legume. Bună ziua, bine ați venit! Suntem onorați că nu ne-ați uitat și iată, ați venit să vedeți ce am mai făcut între timp de la ultima dumneavoastră vizită. Am mai sporit, spunem noi, nu în ritmul pe care ne-am fi dorit, pentru că acestea sunt posibilitățile deocamdată, dar trebuie să ne mulțumim cu ceea ce am realizat. În primul rând, am reușit să construim 8 module de seră și chiar am și cultivat. Am reușit să regenerăm în aceste module de seră undeva la aproape peste 2.000 de soiuri de tomată și peste 1.000 de soiuri de ardei. Ardei iute, ardei capi, ardei gras, gogoșat, soiuri care trebuiau regenerate pentru că semințele erau destul de vechi și puteam să pierdem aceste soiuri. Am construit aceste spații protejate care ne sunt necesare. Pe urmă am modernizat practic laboratoarele. Anul trecut aveam un singur laborator, acum am terminat al doilea laborator și avem în curs de amenajare cel de-al treilea laborator. Totodată am și dotat laboratoarele cu aparatură. Așteptăm ca luna viitoare să vină specialiștii din Germania să ne învețe cum să lucrăm pe aceste aparate moderne, care sunt de ultimă generație și, sigur, continuăm activitatea. Am reușit să zugrăvim clădirile acestea și la exterior, să le facem plăcute și funcționale. Și, sigur, continuăm. Avem multe de făcut, așa în linii mari. Suntem bucuroși de achizițiile care le-am realizat anul trecut. Avem un buget modest anul acesta, dar sperăm să-l folosim așa cum se cuvine și ținta noastră este aceea să ajungem la identificarea unei surse de finanțare pentru marele proiect, cum spun eu, pentru a construi o clădire mare în care să avem cel puțin 8 laboratoare care să aibă un flux bine definit de lucru și în care să nu lipsească laboratorul pe care mi-l doresc foarte mult de bioinformatică. Am creat o parteneriat strâns cu Universitatea din București, cu Politehnica București, cu Facultatea de Automatică și avem acolo un grup de profesori tineri care sunt lângă noi. Vrem să dezvoltăm și această ramură pentru că a trecut deja mult timp de la Gregor Mendel, care s-a făcut înțeles împletind cele două științe, biologicul, genetica și matematica și sigur acum se impune ca să împletim iarăși cele două științe, informatica și cu genetica, cu biologicul, pentru a putea explora mai ușor și a valorifica mai bine datele pe care noi le culegem din cercetare. În premieră, Banca de Resurse Genetice a reușit crearea unor noi soiuri de tomate de tip Kumato, care se diferențiază de roșiile clasice atât prin culoare, gust, productivitate, cât și prin procesele tehnologice și de cercetare care au fost folosite pentru a atinge rezultatele propuse. Aceste varietăți Kumato sunt valoroase din multe puncte de vedere, în primul rând pentru productivitate, gust și calitatea producției, rezistența genetică la agenți patogeni, boli, dăunători, dar foarte important, sunt apreciate pentru menținerea stării de sănătate, prevenirea și chiar, spun unele voci, tratarea anumitor boli. Tomata a fost cea care a studiat-o poate cel mai mult în munca de cercetare. Cu tomat am debutat, inclusiv la licență, la doctorat și după aceea teme de cercetare. Nu întâmplător, pentru că vorbim de leguma cea mai cultivată, cea mai consumată, cea mai apreciată de noi românii. Avem peste 3.000 de soiuri, așa cum am spus. Am obținut multe soiuri de tomată, cred că avem omologate echipa pe care o coordonez peste 20 de soiuri.
până acum care sunt brevetate și chiar avem în curs de brevetare nu numai de tomate, cu tomate aici la Banca de Resurse 24 de soiuri care sunt, așteptăm certificatele de brevetare și, și brevetul, dar de referitor la tomate, la întrebarea dumneavoastră, da, avem un soi nou de tomate, vorbind de tomata tip Kumato. Este o tomată specială, sigur, noi avem trei, dar acesta este, așteptăm certificatul de omologare, celelalte sunt în anul 2 de testare la ISTIS, România. Acest soi este special de ce? Vorbim de o varietate nouă de tomate cu fructe închise, cu fructe negre, avem practic o varietate cu fructe cafenii, una cu fructul negru indigo și sigur alta tigrată. Acestea sunt tomate Kumato. Tomata avansată este cea tigrată. Am botezat-o noi provizoriu și sperăm să-și păstreze denumirea Rapsodia. Vorbim de o creație nouă. De ce? Pentru că la nivel internațional, după anul 2000, au fost lansați hibrizi de tomate Kumato, dar care nu pot fi multiplicate. Fiind hibrizi, automat ești dependent de acele companii și, așa cum știți, semințele hibride sunt foarte scumpe, mai ales cultivatorii noștri nu toți au posibilitatea să cumpere semințe hibride și totodată nu pot fi multiplicate, adică nu pot fi regenerate, pentru că hibridul, așa cum știți, segregă. Acum tehnologia a ajuns atât de sus încât că nici nu mai segregă, nu mai germinează sămânța neptoi. Deci genetica a pus la punct în așa fel ca nu cumva să îndrăznească și noi să folosească prin segregare anumite gene din hibridul respectiv. Era o singură companie la nivel internațional, la nivel mondial, care a obținut aceste creații tip Kumato și cu precizarea că sunt singurii care au drept să utilizeze și sigur să comercializeze, pentru că au reușit să facă acești hibrizi tip Kumato. Noi ne-am ambiționat văzând că iată, o companie a reușit asta și că are și supremația în ce privește comercializarea semințelor hibride de tip Kumato. Și am plecat la un proiect destul de complicat. Am spus, da, haideți să încercăm să obținem soiuri de tomate tip Kumato care să poată să fie cultivate la noi, să poată să fie regenerate și să-și păstreze caracteristicile. Sigur, am tras cu ochiul și am văzut că și țările vecine au plecat cu aceeași tematică de cercetare și, sigur, încercau ca să scoată în piață anumite creații, să vândă anumite creații de tomate tip Kumato. Am văzut la vecinii bulgari, la vecinii greci, sigur, la sârbi, și ei au venit cu creații în zona aceasta balcanică, tip Kumato, încercând, dar am uitat atent, nu sunt creații stabilizate genetic foarte bine. Adică ei o tomată care arată pe plic că este neagră, dar o să găsești în cultură și mai deschisă și mai roșiatică, nu cu uniformitate. Noi am avut răbdare și în primul rând am făcut o evaluare a bazei de germoplasmă pentru a vedea ce genotipuri pot fi implicate în acest proiect. Am realizat un număr mare de hibridări. Practic am făcut munca noastră de cercetare, se numește testarea capacității combinative generale. Adică să vedem dacă care sunt hibrizii, care sunt liniile dispuse la hibridare. Știți? Practic care vor să se căsătorească, știți? Pentru că nu toți vor să se împerecheze. Și atunci, sigur, după ce am făcut această testare la capacității combinative generale, am trecut la testarea capacității specifice. Am văzut care sunt hibrizii, liniile dispuse pentru a se putea împerechea pentru încrucișare și am trecut la hibridări interspecifice. Practic, în lumea plantelor sunt două tipuri de hibridare. Hibridare intraspecifice și interspecifice. Adică, practic, în cadrul speciei și între specii. Și sigur, am făcut, zicem noi, un progres, pentru că nu este ușor să poți să faci hibridări interspecifice la tomate. Am luat în calcul toate speciile de tomată și, pe urmă, am făcut hibridări între ele. Așa am reușit să obținem acest soi Rapsodia, care e închis la culoare, are o pulpă cafenie cu striațiuni verzi și, în interior, cafeniu închis. Foarte gustos, productiv, rezistent și ceea ce este interesant, am studiat cu atenție toate cele trei creații pe care le avem tip Kumato, au o ușoară repelență la cel mai periculos dăunător, Tuta absoluta.
Anul ăsta am avut peste 2000 de soiuri pentru regenerare, așa cum am spus, la tomate, și am observat că acestea au fost atacate greu, spre sfârșit, când deja celelalte soiuri erau afectate major. Deci, pigmenții aceștia antocianici se pare că creează o ușoară repelență față de dăunători, și în special acest dăunător care este, așa cum am spus, destul de periculos. Nu poate fi combătut nici pe cale chimică, ci substanțele reduc din frecvența atacului, dar nu poate fi combătut. Deci nu s-a găsit până acum o substanță care să asigure combaterea perfectă a dăunătorului tuta absoluta, un dăunător extrem de periculos, care s-a extins în toată țara și creează probleme cultivatorilor de tomate și, sigur, s-a extins și pe celelalte culturi, ajungând chiar și pe vinete și pe fasole, aproape pe toate plantele de cultură. Chiar ni s-au plâns anul trecut toți cultivatorii de prezența tutei absolută. Noi am semnalat, dar e trist pentru că de la semnalare și până la se lua măsuri și a se anunța că avem un dăunător extrem de periculos, a durat foarte mult timp. Aici avem o problemă și, sigur, trist că nu avem rapiditate în a semnala prezența unui dăunător și ce măsuri trebuie să luăm pentru a preveni extinderea lui. Nu arăt cu degetul spre cineva, pentru că și cultivatorii, toți suntem implicați în zona aceasta și, sigur, ar trebui cu toți să fim mai atenți și la ambalaje, și la semințe, și la echipamentul de protecție. Practic, trebuie să fim mult mai atenți, pentru că vorbim de biosecuritate, vorbim de poate chiar și de o expresie care înțeapă puțin sau poate să cineva să o consideră deplasată, bioterorism. Deci nu trebuie să neglijăm și să nu gândim, pentru că avem în spate o industrie, o industrie producătoare de semințe, o industrie producătoare de substanțe chimice și, sigur, și aceste industrie trebuie să fie profitabile și probabil că sunt foarte mulți care au interes să crească cifra de afaceri și atunci, sigur, dacă sunt acești dăunători, știu că au unde să-și vândă produsele. Deci ar trebui să fim atenți și să nu neglijăm și acest aspect, pentru că din câte știu, se practică la nivel internațional. Deci, în acest moment, aveți o propunere pentru legumicultori. Roadele cercetării se văd în practică, nu? În teren, acest soi despre care ne-ați vorbit. Da, sigur, așteptăm să primim certificatul și imediat să trecem la proiectarea de sămânță și să ajungă munca noastră dincolo de gardul unității. Altfel, fiecare cercetător care a fost angajat aici la noi, la Banca de Resurse, atunci când a venit, noi l-am primit, am făcut evaluarea și am spus vreau ca în scurt timp munca ta să se vadă dincolo de gardurile acestei unități. Adică, practic, fie că vorbim de sămânță, fie că vorbim de soi, fie că vorbim de consultanță, fie că vorbim de referate științifice, de cărți, pentru că trebuie să fim prezenți la manifestările științifice internaționale, să arătăm că existăm, că România are cercetare, iată, are resurse genetice, își prezintă tezaurul și trebuie să fim nelipsiți la aceste manifestări științifice. Sigur, fiind foarte puțin, nu am putut să fim prezenți așa cât ne-am dorit și, sigur, trebuie să spunem și latura cealaltă, ușor mai rușinoasă, și fondurile nu au fost atât generoase pentru a putea participa, așa răspunde, la toate invitațiile pe care noi le primim. Pentru că zilnic primim invitații din toate colțurile lumii, unde se organizează simpozioane tematice, fie că vorbim de simpozioane pe tomate, tomate de industrie, sau știu, tomate de consum în stare proaspătă, sau știu, de ardei, deci fiecare specie, sau pe biodiversitate, dar cât am putut, am fost prezenți. Am fost prezenți la Congresul Mondial de Horticultură, am fost prezenți la universități în România, la fel cu lucrări științifice și, sigur, am fost și recompensați, am primit o medalie de aur la Galați pentru restaurarea caracteristicilor soiului Licurișca. Sigur, am primit atât și încurajare ca munca noastră să fie, pentru că noi în cercetare nu ne facem glumă, salariile sunt foarte mici și spunem noi, în cercetare decât să stai degeaba, minim muncești degeaba. Glumesc! Soiul de varză Licurișca se remarcă prin rezistență, mărime, dar și prin calitățile sale ideale în gastronomie. Licurișca are frunze subțiri și fine, numai bune pentru sarmale sau pentru murat. Cercetătorii Băncii de Resurse Genetice Vegetale din Buzău au lucrat 20 de ani până au reușit să-i dea de urmă în negura trecutului.
Varza Licurișca a fost și vedeta Congresului Mondial al Horticultorilor din Franța. Savanții în întreaga lume au rămas impresionați de reușita românilor. Reînvierea soiului de varză de acum 100 de ani a fost răsplătită cu o medalie de aur la Salonul Inovării și Cercetării. Licurișca a fost una dintre cele 280 de cercetări prezentate de experți din România, Polonia, Germania, Arabia Saudită sau Thailanda. Soiul acesta a fost un soi care s-a cultivat aproape acum 100 de ani, ocupa suprafețe mari în România. El nu numai în România, a fost cultivat în România, a fost cultivat în Bulgaria, în Grecia, deși în Balcani, în Serbia, sârbii sunt mari cultivatori de varză, au condiții bune. A fost un soi care îl găseam în Balcani. Ei, acest soi, sigur, ușor-ușor a fost scos din piață și eu am avut mai multe proveniențe. Am avut un număr mare de proveniențe, undeva la peste 30 de proveniențe, după aceea ușor am rămas la 26. Practic am făcut evaluarea lor și am reușit să restaurăm caracteristicile, să-i redăm strălucirea pe care a avut-o. Am mers pe două planuri. Pe de o parte am mers pe literatură și avem aici o bază bună de carte. Undeva noi o cuantificăm în tone, undeva ne apropiem poate de 5 tone de carte veche și pe care am strâns-o toată cariera mea, am cheltuit foarte mulți bani pe personal pentru a cumpăra aceste cărți și am mers practic de la 1653 tot ce am găsit în literatură, în chirilică, în slavonă, până încoace când am început, cu 1836, când a început să apară scrisul în limba română. Ei, și sigur, ușor, ușor, am căutat cum a fost descris această varză, pe urmă, cam când a fost el introdus la noi și varietățile. Și așa am putut să fac un arbore de dispersie pe varietăți care au ca rădăcină comună Licurișca. Toată această cu citate, cu pagină, cu autor, cu document, toate acestea au fost așezate într-o lucrare științifică și prezentate și, sigur, lucrarea a fost apreciată atât la nivel internațional cât și la nivel național, primind, iată, fiind medaliată. Cineva ar crede că e o muncă ușoară, însă de multe ori, ca și ameliorator, lucrând în zona aceasta toată cariera mea, mi-am pus întrebarea că mai ușor e de multe ori să faci un soi nou decât să reușești să reabilitezi un soi vechi. Mă duc cu gândul la restaurarea clădirilor de patrimoniu. Cât cheltuială, câtă greutate să poți să refaci, să redai strălucirea, să refaci o clădire distrusă sau care a suferit foarte mult. Așa și în zona genetică. Foarte greu, pentru că în condițiile în care aceasta s-a polinizat și a primit gene din afara genomului ei, foarte greu o cureți. Nu e o treabă simplă. Sigur, la nivel teoretic, așa, în laborator, tăiem de aici, punem aici, facem. Nu. Acestea sunt lucruri așa, oarecum, de început. Ca să scap de poluare, de tot ceea ce a primit în genomul respectiv, muncă de selecție, muncă de atenție pe cele două planuri. Planul informativ, deci te informezi foarte bine și pe partea cealaltă să bată ceea ce documentele pe care le ai cu ceea ce avem noi. Și așa, în această simbioză, în această paralelă atentă, să reușim să ajungem să restaurăm. A fost o muncă grea, o muncă foarte grea și am avut norocul că am păstrat semințe, v-am zis, semințe care nu au fost aduse aici de acum, ci au peste 30 de ani și am reușit să culegem, să păstrăm aceste resurse. Acum suntem în faza finală și de acum putem să dăm publicității, să spunem că urmează în scurt timp să producem semințe, iarăși dintr-un soi foarte vechi. Este vorba despre varza de Buzău, dar varza spână de Buzău, deci o varză mai suplă, mai uniformă și nu așa de frunzoasă, pentru că am spus, repet, cultivatorii, tot ceea ce am găsit în literatură, în însemnări, au fost foarte supărați când au venit atunci soiurile acestea nemțești și rusești, cum le-au spus ei, în România, pentru că pierdeau autenticitatea și atunci ceea ce avem noi acum, sigur cu tardivitate mai mare și cu frunziș bogat, a prins ceva din genele acelea, din soiurile acelea importate la vremea respectivă și foarte greu să redăm strălucirea, iată, verzii acestea
spână, soiul spână, așa era, am găsit-o în literatură și s-a păstrat până pe la 1926, când profesorul Ilie Morlov a descris-o foarte bine, chiar și cu imagini și cu date biometrice bine definite. Deci am reușit să facem asta, dar avem multe de făcut, pentru că sunt foarte multe soiuri valoroase care trebuie aduse în piață și de aceea întrebarea probabil a multor români, unde sunt soiuri românești, care sunt alea și așa mai departe. Nu, ele au existat, dar au fost în suferință și acum ușor, ușor le aducem strălucire. Așa cum am făcut-o cu inima de bou, care și ea a fost în pericol și când am semnalat chiar și colegi de-ai mei, a fost un soi slăbut, pentru că și acesta era cultivat tot în sistem gospodăresc, tot folosit și apreciat mult de țărani, de gospodari, nu de cercetarea românească. Deci, și atunci, sigur, ușor, ușor l-am reabilitat. Trist este că nu mai poartă această denumire de inimă de bou, ci poartă denumirea de Andrada, pentru că deja a fost înmatriculat și în Italia și în alte țări cu denumirea de inimă de bou. Deci am pierdut oarecum așa, dar sigur am reușit să restabilim varietățile vechi, semințe foarte vechi pe care le-am avut de la înaintașii mei, de la profesorul Corneliu Petrescu, cel care a obținut primul hibrid comercial valoros de tomate românesc, vorbim de exportoi, și sigur mulți alți specialiști pe care i-am îndrăgit pentru pasiune și care au avut încredere să-mi dea resurse să le păstrez și să le duc mai departe. Aceasta a fost o bucurie pentru mine, dar și o sarcină, pentru că atunci când primești o resursă, cineva îți încredințează semințe și așa să le dă cu speranța ca tu să nu le pierzi, să duci mai departe. Și sigur, acest lucru mă apasă, adică e o responsabilitate grea pe umerii mei, pentru că de multe ori mă sună cum au mers semințele, au fost valoroase, sunt bune pentru ceva, ceea ce v-am trimis. Și de aceea, sigur, trebuie să fim serioși, să le facem treaba foarte bine. Avem multe de făcut. Eu mă bucur că am reușit să ne vedem acum la debutul anului și sper să ne vedem mai des pentru a vorbi mai mult despre realizările cercetării din România, pentru că sunt foarte importante. Sigur, nu putem fără cercetare. Aici sunt nevoit și o fac cu mare drag să-l citesc pe prietenul meu, academicianul Victor Lăcătuș, care spune mereu că nu cunoaștem altă cale care să ducă la progres decât cercetarea. Dacă am ști o altă cale, am renunțat la cercetare. De aceea, în țările avansate, se alocă foarte mult bani pentru cercetare. Din păcate, la noi se alocă foarte puțin, se alocă secvențial și nu într-o cadență, într-un ritm așa cum ar trebui, și să se facă o prioritizare a cercetării și ar trebui ca în domeniul acesta să beneficiem de mai mulți bani, pentru că vorbim de siguranța și securitatea alimentară a poporului român. În ceea ce privește siguranța alimentară, Banca de Resurse Genetice Vegetale de la Buzău deține soiuri deosebit de importante care pot fi cultivate pe scară largă în România. Despre toate acestea, despre felul în care s-au pierdut soiurile cu gust pe care le cunoșteam și le apreciam odinioară, vom discuta într-o ediție viitoare a emisiunii. Până atunci, nu uitați, ceea ce cultivăm, ceea ce consumăm, poate fi considerat un element de autenticitate a neamului nostru. Produceți românește, consumați românește, pentru că avem creațiile noastre cu gust și ne putem mândri cu ele. Soiul de varză Licurișca va fi omologat și va putea fi cultivat din nou, iar semințele lui vor rămâne pentru totdeauna în tezaurul Băncii de Resurse Genetice de la Buzău. Prevăzută în Planul Național Strategic 2023-2027, PD30, este măsura care se adresează tinerilor fermieri ca șefi sau manageri ai unei exploatații agricole pentru a încuraja tinerele familii să rămână în mediul rural. Linia de finanțare DR30, sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri, este cea mai importantă intervenție aflată în desfășurare în momentul actual.
Toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri pot fi eligibile, inclusiv costurile pentru capitalul de lucru, cadastrare, achiziționare de teren în procent de maximum 10% din valoarea sprijinului. Sprijinul public nerambursabil maxim este de 70.000 de euro, iar rata sprijinului de 100%. Plata se efectuează în două tranșe și se acordă 75% la semnarea contractului de finanțare și 25% după implementarea planului de afaceri. DR30 este destinată atât zonei montane cât și celei naționale. Cele două zone au alocări financiare distincte, astfel că nu intră în competiție una cu cealaltă. Bugetul pentru zona montană este de 75 de milioane de euro, în timp ce tinerii fermieri din restul țării au la dispoziție 175 de milioane de euro. Cei care accesează această măsură trebuie să îndeplinească anumite condiții, printre care să figureze în sistemul APIA ANSVSA anterior depunerii cererii de finanțare, să se încadreze în categoria micro-întreprinderilor și întreprinderilor mici. Solicitantul poate fi beneficiar al acestei măsuri chiar dacă figurează cu mai mult de 24 de luni înaintea depunerii cererii de finanțare cu terenuri sau animale înregistrate. Pe de altă parte, solicitanții trebuie să nu fi beneficiat niciodată de niciun sprijin din fonduri europene, iar investițiile vor reprezenta cel puțin 40% din valoarea sprijinului nerambursabil. Durata maximă de implementare este de 3 ani, respectiv 5 ani pentru sectorul pomicol și struguri de masă. Până la jumătatea lunii noiembrie 2023, potrivit datelor oficiale de pe site-ul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, aproape 300 de tineri fermieri depuseseră deja cererile de finanțare. Cele mai multe s-au înregistrat în zona montană, și anume 283 de cereri. Acordarea fondurilor a fost simplificată prin eliminarea cerinței ca minimum 10% din valoarea sprijinului să fie investită în acțiuni de combatere biologică a dăunătorilor sau polenizare biologică. De asemenea, solicitanții sunt eligibili dacă planul de afaceri prevede investiții în economia circulară și utilizarea energiei din surse regenerabile, cum ar fi biomasă, pompe de căldură, energie solară sau dacă realizează sisteme de irigare prin picurare independente energetic. Vacile de carne din rasele Galloway, Saler sau Obrac sunt așa numitele rase rustice. În următoarele ediții ale emisiunii noastre o să vă prezint câte o fermă unde se cresc aceste rase. De ce au ales fermierii aceste rase? Cât sunt de rentabile? Care sunt avantajele și care sunt problemele raselor rustice? Poate fi o soluție pentru o fermă de nivel mic și mediu? O să vedem ce ne spun oamenii, apoi tragem concluziile. Am făcut acest miniserial cu sprijinul Asociației Angus.ro, cu sediul în comuna Baia, județul Suceava, cea care are cărțile de rasă pentru aceste animale. Fabian Neculăieș a investit banii câștigați în Italia într-o fermă cu vaci, în comuna Hălăucești, din județul Iași, la scurt timp după ce a împlinit 20 de ani. În anul 2006 a înființat ferma cu vaci din rasa bălțată românească, dar, din cauza prețului foarte mic la litrul de lapte, s-a reorientat către rasele de vaci de carne, respectiv Angus și Obrac. Lucrează teren pentru cultura mare și așa își asigură o mare parte din hrana animalelor. Tânărul fermier a investit 150.000 de euro în această afacere din fonduri proprii și alte 200.000 de euro, sumă obținută printr-un program SAPAR. Fabian are o mică moară, aproape toată gama de utilaje, planuri de dezvoltare și a pus la punct o fermă care arată într-adevăr bine. O să vedem și cum stă în piață. În anul 2020, Fabian a adus din Franța 9 junici din rasa Obrac și un tăuraș. Un preț mediu a fost de 1.300 de euro pe animal.
a ales această rasă pentru că animalele sunt de talie mai mare față de alte rase rustice și, desigur, pentru caracteristicile de creștere. În fermă lucrează cu fratele lui și ceva ajutor sezonier în perioadele de vârf la recoltare. Se poate spune că Fabian este un exemplu de reușită prin încercări, prin experiență dobândită, prin observație în domeniu și prin încăpățânarea că trebuie să reușească. Dar nu numai afacerea a fost motivul, motorul dezvoltării lui Fabian. Dați cum stă. Ce se uită la noi. Când te uiți așa la ele. E bucurie, mândrie. Asta e plăcerea mea. E plăcerea ta? Asta e biroul tău? Asta aici. Stăm cu vacile. Nu toată ziua, dar dimineață, în fiecare dimineață, nu ești dimineață, nu trec la ele. Dimineață, seara, doar nu stau. Stă în gardul electric, dar vin să-l văd, vin între ele. Te cunosc? Am văzut că-ți cunosc vocea. Tăurașul ăsta așa arată. Ce vârstă are? Cât are? 10 luni. Are 10 luni și arată la 10 luni așa, numai cu ce am mâncat aici pe pășune. Pășune. Terenul este al tău, e în proprietate? A primăriei. Concesiuni. Concesiuni de la primărie. Ce suprafață aici? 40 de hectare. E suficientă suprafața asta pentru numărul ăsta? Nu este. Mai trebuie pășune. Trebuie pășuni. Ca anul ăsta avem mamilii și toate vițelele, le ținim să le... Să mulțim, să facem două cărduri, să facem un cărd de 50 și unul de 50. Că nu ne oprim aici. Nu te oprești aici? Nu. Dar unde încotro vrei să o iei? Nu. Vrei să mărești? Până la 200, dacă reușesc să fac 200 de mami. 200 de mami n-avem noi unde, dar 153 cărduri să avem lotizări. Când încercăm de la un cărd de, de la 50 de vaci, 50 de mami, încercăm 25 de tauri, 28, cum așa, încercăm și din partea cealaltă, de la altul, și încă unul, să facem 70-80 de viței, câți tăurașii să-i dăm, sau poate o să-i facem, să-i ținem până la 700-800, dar anul ăsta nu, anul ăsta pleacă până în 400, pleacă, îi dăm. Dar vrem ca vițelii să facem, să vindem și noi. Vițele de reproducție sau junici gestanti. Dacă se caută și sunt plătite, vindem. Nu sunt plătite, nu se caut, mai ținem. Cum stai cu actele, cu originea, cu... Poate eu văd reportajul, te văd pe tine mai convins, aș vrea să iau niște produși, niște vițele, niște mame gestante, dar trebuie să fie hârtie, trebuie să știu că e de origine. Avem certificat de origine la fiecare mamă. Și avem certificat de origine și autorizație de montă la taur. Monta este naturală? Montă naturală pe pășuni. Taurul de unde l-ai luat? Vacile tot din Franța. Taurul tot de acolo? Tot din Franța. Și cam cum îți reglezi montele ca să fie în perioade bune sau cum te gândești, cum faci lucrul ăsta? Dăm taurul între vaci prin 1 mai, 30 mai, da. Cam aici. Îl ținem 3 luni, îl scoatem, îl ținem o lună. Și fătările când? Și îl mai dăm încă o dată. Pe toamnă? Da. Deci de acum dăm taurul care nu s-a ținut, care s-a mai întors. Bun, și fătările când încep? Fătările încep de la... Cele din mai, spre exemplu. Din mai încep din februarie. În fermă sunt 120 de animale din rasa Obrac, 55 de vaci gestante și 28 de tăurași. Are în concesiune 40 de hectare de pășune luate de la primărie și lucrează 320 de hectare cultură mare. Vreau să lotizez, care o fătat, li dau, fac un lot. Da, da, da. Care fată mai târziu, mai fac un lot. Care fată ultimii, mai fac un lot. Asta vreau. Dar acum deocamdată facem două loturi. Care este zona de probleme? Ce probleme prezintă rasa asta? Sau pe care le-ai avut tu aici? Cu ce te-ai lovit? Eu probleme, mulțumesc Dumnezeu, eu n-am avut. Pun un zero la probleme? N-am avut probleme. Adică cheltuială și cheltuială zero înseamnă asta. Cheltuială este cheltuială, că le duci pe grajd, le ții 6 luni, acolo le dăm. Care e perioada în care intră în grajd? Peste iarnă stau în grajd? Nu în grajd, sub sunt saivani, da. Nu trebuie grajd la ele, dar mâncare, nu mai este pășuni. Că dacă ar fi pășuni, le-am lăsat tot pe pășuni, dar... Dăm paii de mazări, că am avut mazări, și făină, li dăm 2 saci de făină la 50 de capete.
Am ajuns la hrană. Tu, în afară de partea de zootehnie, lucrezi și faci și cultură mare, da? Da. Zi-mi câteva vorbe. Cât ai, ce suprafață ai? 320 de hectare. Cu ce? Arabil. Cu ce? Ce ai avut? Grâu, orz, rapiță am avut, nu mai pun, floare și porumb. De ce nu mai pun rapiță? Rapiță, nu mai pun, că nu-mi place cultura. Adică ce înseamnă că nu-ți place? Ai cheltuit mult? N-ai cheltuială multă, insecticidii, fungicidii. Cheltuia, da, mii tratamente. Cultura, da. Tratamente, mii cultura și îmi place porumb. Porumbul îți place. Porumbul. Din tot ce faci în cultura mare, pe lângă, probabil că și vinzi, nu? O parte ca să da. Câștigi, să mai faci ceva. Folosești sau cât folosești la hrană pentru animale, la, ca să te ajuți între folosim, cele două? Dar puțin, nu mult. Avem și lucernă pentru ele, dar nu mult tare. Acum te urașul ăla când se desprinde de mamă? Are 10 luni, au stat împreună, acum văd că merg împreună, cum? Păi asta au fost mai hoți, i-am dus pe toți la deal, în fermă, și s-au întors înapoi. Și au venit la mama lui singur, au venit. De acolo, acum, din fermă a venit din singur? Din fermă a venit singur la mama lui aici. Când le ducem în fermă, îl dăm cu tăurașul deoparte. Rasa Aubrac este originară din sudul masivului central și este răspândită în partea de sud a Franței. Ameliorarea bovinelor din rasa Aubrac s-a dezvoltat odată cu crearea societății agricole din Aveyron în 1840, iar cartea de rasă Aubrac a fost obținută în anul 1894. Acum vă dați seama de ce unii sunt mult, mult în fața noastră? În urmă cu aproape 200 de ani aveau asociație agricolă. Dar să revenim la vacile noastre. Rasă mixtă prin excelență este folosită în mai multe scopuri: tracțiune, carne și lapte. De culoarea grâului până la un gri pal sau maro, cu coarne în formă de liră, cu vârful de culoare neagră, cu ochii vioi și parcă machiați cu negru, rasa Aubrac este ușor de recunoscut. Este o rasă rustică, fără mari pretenții în ceea ce privește condițiile de hrănire și întreținere. Dezvoltă multe calități de reproducție incontestabile. Se adaptează perfect condițiilor climatice extreme, aceasta putând fi crescută în orice zonă de câmpie, deal sau munte. Conformația rasei și ongloanele negre, rezistente, îi permit să parcurgă distanțe mari. Consumă cantități mari de furaje grosiere, chiar și de slabă calitate. Vaca Aubrac produce un vițel pe an. Fătarea este ușoară și nu necesită supraveghere, iar viței la naștere sunt robuști și viguroși. Rasa este recunoscută pentru calitățile ei maternale deosebite. Rasa Aubrac este o rasă longevivă, vacile fiind exploatate până la o vârstă medie de 11 ani, după ce au obținut în medie 9 viței. Greutatea la fătare pentru mascul este de 40 de kg, iar pentru femele 36 de kg. Viței ajung cu ușurință la greutatea de 300-310 kg la vârsta de 210 zile, iar vițelele la greutatea de 270-280 kg. Sporul mediu zilnic la vârsta de 210 zile este de 1,1-1,2 kg la mascul și 900-1000 de grame la femele. În condiții bune de întreținere, taurii ajung la o greutate de 900-1100 de kg, iar femelele între 550 și 800 de kg. Se cresc atât pentru carne cât și pentru lapte. O vacă produce în medie 8,5 litri de lapte pe zi cu un conținut de grăsime de 4,13%. Vițel da. La 9 luni, 10 luni se duce în 300, 350, 380. La 11 luni 400 de kilograme, uh-huh. Vorbim. Cam aia este greutatea optimă de vânzare?
Între 350 și 400. Acum și la 300, 350, 400, dar până în 400. Și ele ca mami au lapte mai mult și să fac viței mai buni. Și pun carne pe ei. Din greutatea aia e câștigul tău, începe câștigul. Ce e sub 300 și ceva, nu-i câștig. Ăla nu mai e. Nu. Muncă. Muncă, da. Trecută cu cheltuială și da. Final pe zero. Bun. Dacă vreți să vedeți un tăuraș lângă mama acolo, uitați că-l linge, să vedeți ce înseamnă tăuraș pășun, este unul acolo. Ia să ne apropiem. Să mergem. Să ne apropiem și... nu. Cum sunt? Haideți să luăm așa avantajele, da? Cam care ar fi un spor zilnic? Un mediu. Se duce piste 800... 800 un kilogram. Da. Hrana este numai ce pășune? Da. Și le mai aducem paii din când în când. Da, pășune, atât. Fătările? Le ești prezent și le fac singure? Singuri. Fătarea e simplă, e complicată? Cum e? Nu. De la 54 de mami, 55 de mami, la două vaci au fost care am asistat, dar în rest vineam pe pășunii sau la deal în fermă, fată singură. Na. Faptul că rasa păstrează în continuare coarnele, e o problemă? Ai avut ceva nu. Probleme pe la pășuni? Alte rasă când am avut, fără coarni, skinny aveau probleme, se înțepau la ochi. Nu am una care... Când zici skinny, vorbești de ăștia. Da. Skinny care sunt da. Pe... Da. Nu am una care să fie înțăpată la ochi. E mai bun cu coarni. Acum să mai șondănesc, mai au coarni, dar asta e rasa cu coarni. Fabian are noroc de o rasă de animale care nu creează probleme. Necazurile îi vin de la oameni, de la un sistem care nu pune preț pe fermierii mici și medii, pe cei mulți și productivi. Tu ai lucrat o perioadă în străinătate, nu? În Italia. Unde ai lucrat? În Italia. Câți ani ai lucrat? Un an și 8 luni. Un an și 8 luni? Da. Și întrebarea este, a fost timp scurt? Puteai să mai rămâi? Te-ai speriat de ceva și te-ai întors? Nu mergea acolo unde ai lucrat? Dorul de casă. Dorul de casă te-a adus înapoi? Da. De casă. Să facem ceva, că... Mergi afară, muncești pentru cine? Pentru străini? Într-adevăr, nu erau străinii, nici noi nu eram, asta trebuie să recunoaștem totdeauna. Dacă noi nu plecam afară, noi nu eram aici unde suntem acum. Așa e. Dar nimeni nu recunoaște treaba asta. Este și afară, te duci, faci, vii în țară. Dar la noi, de ce nu s-ar putea face și la noi ceva? Tot ne dă numai în cap. Simți că nu ai un sprijin de undeva? Cum te simți? E bine, nu e bine, ne plângem, că nu e bun de plâns, dar ne ajută cu ceva. Dar ar fi subvenția pe teren? Ce ai mai simțit cu nevoia ăsta, să fie? Anul ăsta, până la ora actuală, o dat subvenția? Nu. Nu a dat-o. Păi vedeți, noi ne facem niște calcule, luăm îngrășământ, luăm motorină, ierbicidii, sămânțurile, firma de inputuri e scadentă. Ce faci? Ușa să păi da, dacă nu plătești în termen de... Când ai termen? 30 octombrie. N-ai plătit pe 30 octombrie, îți stai discountul. Și dacă vine o firmă și îți dă cu discount 20, 30, 50%, ce ai făcut? Ai de plătit 3 miliarde, care e așa, și dacă îți stai discount 50%... Și tu cum te descurci? Plătim, ne descurcăm. E bine că ai de unde să plătești. Mai rău e că n-ai de unde să-i noi mulțumim lui Dumnezeu că anul ăsta cu teren și așa. De asta țin animalii când îmi plac și așa, dar ai pe ce pune mâna. Ferează Dumnezeu, de, nu-ți dă banii la timp sau nu așa. Acum, când intră banii pe viței, investim să facem iară, da? Nu avem de unde plăti, plătim din viței, plătim, dăm vițel, vindem, că avem ce vin. Și familia ta, soția ta, ce spune? Da, că nu prea apucă să pună deoparte bani, că intră și se duc în alte cheltuieli. Cum? Nu am pus niciodată bani deoparte și nu am pus deoparte. Din 2006, numai tot am investit. Ce bănuță am făcut, tot am investit.
Dar ai un plan așa al dezvoltării ferme. Bun, asta cu terenul e o investiție care te ajută să te dezvolți, orică va fi pășune, orică va fi un transform și va fi altă cultură. Dar care e planul tău așa, în linii mari, să spunem? Unde vrei să ajungi peste 5 ani, 10 ani? Ai zis, să mărești un picuț la 150 de... La animale. La animale. La animale, la teren rămân așa. Renunți la cultura mare și rămâi cu animale sau le ții pe nouă? Nu, ambele. Ambele? Ambele, nu renunț. Niciodată nu renunț. Nu știu ce mi-a făcut pământul, dar... Ești legat de pământ. Nu renunț. Dar ce te-a, asta era ideea, ce te-a făcut să te apuci? În Italia ai lucrat în construcții, în dorul de casă te-a adus, poate nu s-au legat planurile tale și afacerile și perspectiva acolo în Italia. Ai venit și te-ai apucat de animale. Dar așa dintr-o dată? Sau ai făcut școală? Dar sau noi, de ce? Care eu la părinți am crescut cu animale. Am crescut cu animale, drag de animale și acum unde suntem. Familia ta este de aici, din zonă? Da, din Hălăucești. Tata a murit. Mergem înainte, îi dăm cât putem. Cât nu, da, nu ne lăsăm. Asta e cel mai important lucru. Văd că și acum eu sunt impresionat de munca pe care o faceți. Sunteți, din păcate, din ce în ce mai puțin, munciți enorm. Rezultatele nu sunt nici pe măsura așteptărilor voastre, nici pe măsura muncii, nici pe măsura nevoilor voastre și a nevoilor familiilor voastre, că trebuie să crești copiii în anume fel, să te dezvolți și așa mai departe. Din păcate, nu văd deocamdată o perspectivă de dezvoltare așa cum îți dorești tu, dar am apreciat că și despre necazuri ai zâmbit adineori și încă mai poți să ai zâmbet. Mergem înainte. Mergem înainte, nu dăm înapoi. Când? Aici la primă. Da. Dacă nu am face noi, cine ar face? Păi noi nu mai creștem vaci. Dar nu te obligă nimeni să faci. Da, din dragoste, din pasiune, din facem, creștem. Dar dacă n-am mai crește noi, credeți că copiii noștri o să mai facă? Nu cred. Păi credeți? Eu nu cred. Eu am un băiat din 9 ani, dar nu-l văd să tragă la... Poate mai târziu când o să... E cu tehnologia, cu... No. Da, poate, 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 da. Timp mai are să se așeze, are, sigur timp. Că... Da. Cam ăsta ar fi tabloul în care lucrezi tu, da? Mai de bucurie, mai de necaz, mai de pe un an pe altul. Dar din punct de vedere economic, acum vorbind strict... la bănuți, pentru că facturi trebuie să plătești, mâncare trebuie să iei, terenul trebuie să lucrezi, asta înseamnă cheltuieli. Câștigul tău și din munca pe care o ai, din experiența asta de până acum, te ajută să trăiești tu cu familia ta și să trăiești mai peste medie, că acum nu o să, cât de cât trebuie să trăiești bine, nu? Că da, da. Te ajută, câștigi ceva, e în regulă, cât de cât? E bine, e bine. Utilajele, am luat toate utilajele noi. Vorbim de utilaj. L-ai luat cu bani sau pe programe, proiecte? Cum l-ai luat? Proiect am făcut în 2006, l-am terminat în 2009 cu zootehnic. Eu am avut vaci de lapte, bălțată românească, dar vaci de lapte nu mai trebuie cât trăiesc eu. De ce? Care a fost? Nu mai vreau să mai... Dacă mi le aduce cineva în curte să le duc la abator ca să fac bani, să iau bani, da. Dar în rest nu mai vreau. Vaca de lapte. La 5 trebuie mulsă, la 6 seara sau la 7. Trebuie mulsă și litrul de lapte cât? Litru de lapte. E mai scump o jumătate de litru de apă decât un litru de lapte, care cât muncești să-l produci. Aici la tine cu rasele, rasa asta de carne, rasa Obrac, cu câți oameni lucrezi? Păi eu. E suficient? Da, eu vin, mă uit la el primăvara când le aduc, mai adun niște 2-3 prieteni să le aduc. Asta înseamnă iarăși o cheltuială mai mică, nu? Și nu mai ai probleme cu forța de muncă. Da, că avem gard electric, stau pășuni. Îi mai aducem la o săptămână, la două pai, stea pe pat de pai și mănâncă, chiar mănâncă pai. Din punct de vedere al altor programe, te-ai interesat, ai văzut, ai vorbit cu un consultant, poate există niște modalități de a mai lua niște fonduri pe niște proiecte, ceva, există, ai făcut lucrul ăsta? În 2006, n-am mai terminat de spus, în 2006 m-am apucat de proiect Sapard. Vaci 15 vaci de lapte bălțată românească, grajd, un tractor John Deere, plug românesc și disc românesc. Cu tractorul ăla
am început, am strâns pământ, am plecat și acum avem 250 de cai, 160, 105 cai. Și de atunci n-ai mai făcut alt proiect? N-am mai făcut niciun proiect și nici nu mai vreau. De ce? Nu mai vreau, că mi-au mâncat 10 ani din viață. Ce anume? Păi când se termina hârtia, îi duceai avizul, îi duceai autorizații, îi duceai tot, trebuia să duci de la capăt, că era, a fost perioada la început, atunci, 2006. Da, da, de început de și proiecte. Nu știut. Sapardul era atunci. Sapardul, da. Da. Nu s-a știut. Te terminai hârtiile, o luai iar de la capăt. Mergeam dimineața la Iași, la proiect duceam și hârtii trebuia. După amiază vineam și aram, discuiam. Și nu mai. Ți s-a luat, cum se spune. Nu mai. Acum e mai simplu, cum a fost 2,5% dobândă, 2%, 1,5%, am luat tot leasing. Și am putut noi, am dat avansuri. Ai echilibrat tot, ai făcut socotelile că ești. Am dat avansuri, am dat la utilaj. Mai avem puțin și li terminăm toate. Suntem la, după prezentarea fermei tale, după ce mi-ai spus, am văzut vacile, tăurașii sunt la locul lor, la îngrășat. Hai să vorbim puțin de încheierea muncii tale. Da? Am ajuns, i-ai produs spre vânzare. Cât timp stau acolo la îngrășat? 2 luni, 3 luni. Ce mănâncă acolo? Îi dăm, facem noi, avem moară și facem porumb, grâu, orz, dar grâu mai puțin, orz și mazări. Îi facem un amestec și îl dăm. Și acum, lucern. Acum ajungem la... Care e piața? Cui îi vinzi? Cum te descurci aici? Eu am avut înainte, nu mă dau nume de rasă. Da. Vindeam viței la... tot 250-300, n-am ajuns la kilograme, 400 da. Kilograme. Da. Și era 10 lei, 11 lei. Obracul, că am luat 5 mami să văd și eu ce. Obracul mi-a oferit 14 lei, 15 lei, acum e 16 lei. Mâine dacă ai vinde, ăsta e prețul, 16 lei pe kilogram la Tăuraș. Plus TVA. Plus TVA. Și nu mai ai un 8% parcă din partea... Nu știu, ANAF-ul, nu știu, că nu, da. Nu mă... Eu sunt pe firma animalii, facem aviz, factură. Bun. Și cum ai stat cu vânzările până acum? Adică îi vinzi în aceeași parte, la aceeași firmă, nu contează care, pe toți da. Iau un număr da. Mai mic? Nu. Nu, toți la aceeași Te scapă firmă. Cum a venit de grija da. Vânzării? Trimite tirul, cântărim tirul cu golul sau așa, da, da, da. Faci, încărcăm. La partea, să zicem, care ar completa, ar închide lanțul afacerii tale, cultură mare, animale pentru carne, ar urma... O micuță procesare. Te-ai gândit, poți să faci, nu poți? Cam care ar fi acolo greutățile? Sau te-ai gândit și a renunțat repede? Că sunt condițiile nefericite în perioada asta. Avem făcut și o carmangerie. Da. Uite, te-ai gândit foarte bine. Da. Dar de deocamdată ce? Mai avem de muncă. Mai stăm așa cum... Ți-e frică să investești? Da. I-ai făcut, da. Trebuie dat drumul. Oameni da. Ai să lucrezi? Nu sunt oameni. Da. Și nu, deocamdată nu, deocamdată stăm așa. Crescut în familie cu animale, cu pământ, încercat cu construcții și cu muncă în altă țară, ai văzut care e experiența, te-ai apucat să faci ferma asta. Care e pregătirea ta? Ai o pregătire de specialitate în zootehnie? Ai făcut cursuri după aia? Cum te descurci? Cursuri am făcut de 3 luni la Iași, da. Când trebuia la proiect. Da, da. Atât. 10 clase. Experiență, 10 clase, experiență, banii tăi și, cum să spun? Da, sunt cu fratele, cu fratele meu, nu singur. În toată afacerea asta toată completă, afacere. Și cu animale tot, și tot, cu... Tot. Bun, asta e rău sau e bine? Nu, cum? Mă gândesc că e bine în familie da. Acolo să rămână între voi da. Munca și rezultatul muncii și câștigul. Mulțumesc frumos că ne-ai primit în fermă. Atunci când am discutat la Suceava, când ne-am văzut prima dată anul trecut, mi-ai spus, veniți la mine în fermă că o să aveți ce vede. Am venit, am văzut, arată foarte bine, să mergi mai departe, să câștigi, să te dezvolți și să faci ferma așa cum vrei. Mulțumim frumos! V-am prezentat în aceste 3 reportaje
3 fermieri, 3 tipuri de ferme și 3 rase rustice de vaci pentru carne. Rasele Galloway, Saler și Obrac. Ați văzut care sunt caracteristicile fiecărei rase. Care au fost experiențele fermierilor noștri, care sunt avantajele și dezavantajele. Asemenea ferme ar putea fi cu sutele în România. S-ar dezvolta o piață de îngrășare, de prelucrare, o piață de consum. Zic ar putea fi, dar iată că după 20 de ani de agricultură cât de cât așezată, astfel de ferme sunt în număr foarte mic față de ce putem crește. Toți fermierii au arătat din experiență că un număr de 30 de vaci îți asigură un trai bun. Așadar, o fermă cu vaci de carne din rase rustice ar putea fi o soluție pentru cineva care nu are mulți bani de investit în grajduri și în instalații de mulți. Dar problema nu e la fermieri, este la sistem și la oamenii din sistem care nu pun preț pe ferme de felul acesta, care nu creează un mecanism corect de sprijin, de înființare și dezvoltare a acestor afaceri. Vă aduceți aminte ce spuneam mai devreme? La 1840 exista în Franța Asociația Crescătorilor de Rasă Saler și Carte de Rasă. La noi e o luptă și atâtea interese destructive în jurul acestor cărți de rasă, încât mă mir că mai avem câteva. Până una alta, funcționarea de zi cu zi a fermelor este din ce în ce mai grea. Este o luptă permanentă cu autoritățile, în loc să fie un parteneriat în afaceri. Dar sper că exemplele prezentate în emisiunea noastră să vă trezească curiozitatea și, cine știe, poate reprezintă germenii unor viitoare ferme.